Bine m-am găsit, prieteni, bine m-am găsit din Auvist de Elită. În lipsa fotbalului din Auvist și a ligii întâi de toate zilele, vă invit să discutăm despre partida națională. Este un subiect nou pe care îl încerc, nu am mai discutat despre echipa națională. Este primul material care îl fac pe tema asta. Cred că vă interesează, cred că sunteți interesați să aflați și părerile altora și să le confruntați pe cele care le aveți voi. Întotdeauna de asta sunt bune aceste materiale. Credem ceva, avem anumite păreri și putem să auzim și ce spun cei care se ocupă de din Auvist de Elită și care au demonstrat că se cam pricep la fotbal. Nu e loc de modestie aici și de, nici de îngânfare. E vorba doar de o stare, de fapt, chestie care se poate verifica dacă intri pe site-urile din auvistdelita.com, dacă intri pe grupurile din Auvist de Elită, din Auvist Semper Fidelis sau pe canalul YouTube din Auvist de Elită. Vom încerca să discutăm așa despre criteriile de selecție și cam ce se întâmplă, cam ce e neregulă acolo la națională. Eu nu sunt mulțumit, sincer, de mafia care există la nivelul echipei naționale, însă și numirea lui Rădoi a fost o bulangeală, ca să spun așa. Becalieți încearcă să-și întindă antenele, să-și întindă tentaculele peste tot și să cuprindă tot ce mișcă. Acum miza, ați văzut, este uriașă în ceea ce privește jucătorii tineri. A simțit oierul gustul banului, mirosul dezert și atunci încearcă să facă orice pentru a-și vinde jucătorii. Strategia asta cu încertat cu Mirel, dar nu știu ce, nu prea ține, pentru că ați văzut că certat necertat, el a băgat acolo pe Coman. El a selecționat, el a convocat pe Coman, deși el n-a dat gol, dar are un an de zile, cred că, de când a dat gol. Nici nu mai știe de când a mai marcat un gol. Are niște evoluții penibile și a fost convocat la națională. Deci în detrimentul altor jucători, vă dați seama că, na. Noi ca și din Auvist nu putem să emitem pretenții, n-avem cum, deocamdată nu. Consider că cel mai îndreptățit să spere pentru a prinde un loc acolo în lotul lui Rădoi ar putea fi Sorescu, pe fundaș dreapta, pe postul de fundaș dreapta. De asta dacă îl va juca Negigi și dacă el va juca, va lăsa pariurile și va juca fotbal. Pentru că asta îl ține pe loc. Eu îl consider sincer acum, la ce evoluție am văzut că a avut când s-a jucat cu săbile pe masă, eu îl consider, eu știu, peste Manea. Nu mai zic de Ovidiu Popescu ăla, fundașul ăla dreapta, dar improvizat din mijlocaș și de închidere și care, dacă va fi băgat într-un meci oficial, sigur va lua sigur cartonaș roșu, deci fără nicio discuție. Țin minte când la meciul cu Stâna l-au declarat aia, când ne-a gotit până noi cu 1-0, Fablini i-a făcut muncii hățuri pe partea lui acolo și el dăduse numai cu el de pământ în continuu și ăștia oile care comentau de la TV că i-a dat un număr, e bărbătește, a zburat din el că nu știu ce, că e puternic. Păi a fost ciobănie acolo, hai să fim cinstiți, deci dacă era una, dacă arbitra un arbitru de ăsta care era, să spunem, de afară și nu era implicat, nu știa ce și cum și nu era instruit ca să le dea la ăștia tot ce vor și să în contra lor să nu sufle, ăla era eliminat, nici n-a apucat pauză, vă spun, la cum a jucat atunci. Deci ăla, Lampard, ăla e criminal, ăla e. Și l-a selecționat și pe ăla, domne. Deci au selecționat toți, totuși mânie, că cică spre primul loc. Doamne, bine, e pe primul loc, sunt pe primul loc, nu zic nu. Dar să fim serioși acum, Clujul s-au bătut singur. Arlăuschi să l-a venit din concediu și a făcut acolo gafa aia. Și în plus, hai să fim serioși acum și să recunoaștem. Ăla n-a fost de roșu acolo. Deci, într-adevăr, vine portarul, îl faultează pe ăla și merita un galben clar. S-a văzut că a fost intenția acolo de a-l faulta să-l oprească, să ducă spre poartă, dar trebuie să înțelegem că venea un fundaj bine din urmă. Venea un fundaj de la Cluj, nu știu ce care era pe acolo, venea, îl dublase deja, deci, eu știu, discuțiile UEFA au fost cu
în postură, când un jucător este în postură de ultim atacant sau este iminent înscrierea golului, dar acolo nu era iminent înscrierea golului. Una, că ăsta se ducea puțin lateral așa, și doi, că venise ăla deja fundașul după el, care l-a urmărit, în timpul clinciului, ăla i-a luat fața, clar, s-a dus în direcția, era cu vreo 2 metri în spate, în momentul când ăștia se ciocneau acolo și că ăsta era căzuse pe jos. Deci, i-a bătut pe Cluj, dar, nu știu, ori l-a plătit Parlauschi, ori nu știu, a fost ceva acolo. Nu mai spun cum a jucat Chipciu ăla, că i-a dat mingea lui ăla, nu știu, e dubios și asta. Că e aici că se ceartă, Chipciu se ceartă cu Nea Gigi, că nu știu ce, că la, dar eu cred că e oaie infiltrat acolo. Una peste alta, vă spun eu, că acolo se fac manevre, nu? A fost clară treaba. Au fost favorizate oile tot timpul. Nu că acum că sunt oile și că sunt rivalii noștri și asta, dar este exagerată selecția. Deci exagerată. Nici măcar Denis Manola nu știu dacă avea ce căuta acolo, în condițiile în care el a jucat și el acolo o repriză. Sau cât a jucat la Parma și a mâncat și bătaie și a bătut Roma. Ce au mai făcut atunci? Caterinca, mamă, Roma a dat la pase și l-a marcat. Mihail ăla e piesă, ăla trebuie să joace titular, clar, dar Denis Man nu e în formă, asta este. Când era la FCSB, în perioada aia când era la FCSB și îl cocheda cu tineretul așa, îl tot selecționa la tineret, eu zic că atunci avea cum să joace, dar acum nu știu, nu, el joacă, unde joacă el, dreapta? Dar joacă pe dreapta. Maxim e pe stânga, nu. Deci, ar avea gaură, să zicem, dar nu poți să-l ții pe Mihail pe... Și sunt mai multe opțiuni acolo, o să discutăm despre ele. Deci criteriul de selecție mi se pare de ăsta, mioritic. Acum, să mă scuzați, cei care probabil urmăriți materialul și nu sunteți dinamoviști, nu, eu nu zic acum că sunt dinamovist, un obiectiv, foarte obiectiv vreau să fac acest material și asta se vede din afară, din exterior. Eu înțeleg, e echipa de pe primul loc care ar trebui să dea cei mai mulți jucători pentru că fiind pe primul loc, ăștia sunt cei mai în formă. Da, am înțeles, dar Tănase n-are ce să caute acolo, iar. N-are, domne, ce să caute, asta e, ce... are 30 de chile cu tot cu ambalaj. Nu o să-i dea nimeni, o să vedeți, în meci internațional, nu o să-ți dea ăștia, o să te lovești de fundaș și ea. Că ăștia, hai să spunem, Macedonia, dar nu sunt Croația, nu sunt, să spunem, eu știu, Bosnia, nu sunt... ăștia, era să zic Iugoslavia. Nu sunt Cehia sau altă echipă care sunt mai solide, da, dar sunt totuși niște fotbaliști buni care joacă prin Italia, prin Spania. Am văzut eu ce au convocat. Dom'le, vă dați seama când o să vină Tănase ăla și o să înceapă să cadă pe acolo și nu știu, nu se dea nimeni nimic și o să ne facem și de călcat și dracu, ne bat și ăștia. Cam asta e problema. Nu cred că o să joace titular niște nase, dar trebuie să discutăm că a fost selecționat aiurea, în plus. Deci el și cu Coman, eu îi consider... Nu mai zic de fiul regelui, de prințișorul, nu mai zic nimic, că și ăla e prieten cu fotbaliștii. Căci că joacă el acolo, că ce face, că a luat titlul cu Rangers, că furori, că nu știu ce, de altă timpul e rezervă. Și nu ar trebui convocați jucători care sunt rezerve la echipele de club. Asta ar trebui să se înțeleagă. Toți care sunt titulari sunt pe val și mai mult ca sigur, Hagi va juca și băiatul ăla Maxim, care a arătat acolo în Turcia o formă de zile mari și e chiar în vizorul lui Fener, băiatul ăla cred că o să facă tușa, o să înceapă din postura de rezervă. Parcă văd. Deci parcă văd că se va întâmpla așa. Asta este problema la noi, la Națională. În primul rând, antrenorul e paiață. Nu are valoare. Eu consider că e o blasfemie să-l ai pe Olăroiu, să-l ai pe Petrescu, să ai alți antrenori, pe Lucescu, și să pui la Națională pe Rădoi, care n-a făcut nimic nicăieri, n-a demonstrat nimic. Încă când era antrenor la stână, ne-a făcut deliciu noi, nouă câinilor, și i-am bătut, de-am zvântat, i-a bătut renii de s-a plictisit. Dom'le, cam asta este adevărul, acum eu nu vreau să fiu rău, dar asta este
ceea ce se vede, da? A fost convocarea acolo, de asemenea convocarea aia, nu știu, sau naturalizarea lui Camora, eu sunt împotrivă. Sunt împotrivă pentru că una Camora e cam terminat, e, nu știu, a fost naturalizat cam târziu. El a avut un vârf de formă acum 2 ani, era Camora cel mai bun fundaj stânga din țară. În momentul de față eu l-aș băga pe bancul și cred că mai sunt și alte... Mai sunt și alți fundaj stânga în țară, dar nu am stat să mă uit să văd ca ce s-ar fi putut selecționa acolo. Dar mai mult ca sigur că Camora va juca titular dacă se va folosi sistemul ăsta cu 3 fundași centrali, va avea o postură de aripă și are de căcat. Nu știu, mi se pare sistemul ăsta, mie mi se pare un sistem care să fie aplicat de echipele astea, gen Real Madrid, eu știu, Juventus, echipe mari care vor victorie, PSG-ul. Nu știu, n-ai tu cum să joci tu cu... Și în primul rând la acest sistem îți trebuie o omogenitate foarte bună și ăștia nu prea au jucat împreună. Mă aștept și la fundașii central să vină iar cu Toșca ăla, m-a nebunit cu Toșca. Cred că de asta se și joacă cu sistemul ăsta, cred că face sistemul în așa fel încât să-i mulțumească pe ăștia care l-au pus. Băi, te-am pus acolo, vezi, bagă cât mai mulți jucători. Și îi spune, bre, poți să-l bag pe ăla. Ne nebunise cu Mucușor, a zis Mucușor, i-a mâncat campania trecută, ne-a înrocit. La Euro a fost penibil, acum e în formă, e pe val, merită să joace. Ce a arătat acolo la echipa aia și în Cupa UEFA și asta e într-o formă de zile mari, într-adevăr, ăla trebuie să joace titular. Eu aș juca, sincer, dacă aș fi în măsură să fac echipa și mi s-ar cere acest lucru, să spunem să fiu antrenor acolo sau să-mi spun părerea, eu aș face un sistem 1-4-2-3-1, care eu cred că e cel mai indicat, mai ales când după convocarea lui Pușca și a lui Cheșeru, ăștia au jucat bine în sistemul ăsta. În sistemul 1-4-2-3-1, cel puțin în Anglia, ăștia ar folosesc sistemul destul de des. Și, nu știu, cred că ar fi fost indicat un Pușca și acolo titular, da, și un Mihail în partea stângă cu un Maxim, iarăși o variantă ai acolo. Maxim stânga, Mihailă dreapta sau Mihailă stânga și poți să-l bagi chiar și pe Denis Zvan, să spunem. Deci eu nu l-aș folosi pentru că e cam moale, mi se pare moale, asta este, chiar și în Italia, acolo nu. Încă nu s-a acomodat, probabil, nu știu, și aici în România mi se părea prea fragil. Avea câteodată execuții, începuse în ultima perioadă să miște, să fie mai agil, să aibă suflu. Dar asta cred că e de la vitaminele lui ăla. Vitaminele care... punguțele, sticluțele care știți voi despre ce vorbesc. Nu știu, când a ajuns la Parma a început să ușurel, bine, e și alt nivel, e un nivel super ridicat, dar totuși, trebuia să vedem altceva sau eu știu, să arate mult mai bine la câți bani s-a dat pe el. Mihail ăla v-am spus, ăla de când a plecat v-am zis, e jucător, e fotbalist, e piesă, ce să mă... Asta va fi titulara națională incontestabil, doar dacă se vor face alte nepotisme și se vor se va umbla din nou la șmecherii. Am văzut că în formă e băiatul ăla, e cum îl cheamă, Bifalvi, mare formă în Rusia acolo și ăla e solid, are joc solid, ăla ar trebui jucat în spatele vârfului, clar. Ai putea să joci un Denis Man sau eu știu, așa zic și eu, sau un Hagi, na. O să zici un Hagi partea dreaptă și un Mihailă partea stângă. E indicat. Deși, v-am spus, Hagi nu prea are meciuri, nu prea joacă acolo. Cam asta e. Cam astea sunt variantele acolo în față. O linie de mijlocași a jucat. Eu dacă aș fi, la fel a jucat. Deci doi închizători. Dar, nu știu dacă aici între Big Falvi și Stanciu ai putea să joci cu Stanciu. Dar... e de preferat ca Stanciu să vină mai din spate, să se așeze jocul. Și atunci poți să folosești un închizător ca Răzvan Marin cu Stanciu acolo, să spunem, un închizător clasic, chiar celălalt să fie, eu știu, un fel de Inter așa care să participe, să lege jocul, da? Și să-l ai pe Big Falvi acolo în spatele vârfului, așa mi se pare, mi se pare o formulă super bună. De asemenea, poți să mai încerci asta cu trei mijlocași centrali, Stanciu, Răzvan Marin și Cicâldău chiar. Să faci o linie așa solidă și să joci un 1-4-3-3, e posibil și poți să joci ăștia acasă,
ar trebui să se bage material. Dar de asemenea poți să joci și un 4-4-2 care să nu te complici și, dar nu ai atacanți, asta e problema. Pentru că am observat acolo că nu prea sunt atacanți. Nu știu, nu sunt sigur încă ce joacă Big Falvi acolo, echipa aia. Marchează mereu, dar nu știu dacă joacă, e mijlocaș ofensiv sau joacă vârf 2. Nu știu exact. El era foarte versatil și când a fost la Dinamo în 2017 sau 2016, nu mai știu când a fost la noi. Și când a fost atunci la noi, foarte solid, în joc, profesionist, meseriaș. De asemenea, Maxim ăla e pe val și ar trebui folosit. Foarte fâșnesc pe partea stângă, bun. Bun de bun. Dar eu aș vrea ca și mi-aș dori ca să-l văd pe Mihailă. Mihailă e meseriaș tare, ce să mai... E jucător, domnule. Vom vedea ce surprize ne pregătește Mirel ăsta. În apărare, dacă stăm așa să fim obiectivi și asta, cuplu, singurul cuplu care poți să-l bagi în teren de fundaș central este Nedelcearu cu Chiricheș. Eu așa văd, ce am văzut pe acolo, a convocat. Nedelcearu cu Chiricheș, gata, nu te mai complici. Un bancu pe partea stângă și pe dreapta să-l bagi pe ăla, pe Burcă sau cum cheamă, băiatul ăla de la Cluj. Și cam asta e. Iar în poartă s-a făcut acolo o țigănie. Ce s-a întâmplat acolo cu Adul Păniță. Adul, ce dracu. Că Pufi trebuia să fie și el. În fine, pe Pufi a fost lucrat rău de tot. Și-a bătut joc cu Jidel. L-au făcut să vină la ei acolo și după aia l-au înregimentat ea, l-au încălțat, l-au îmbrăcat pe ăsta cu Arlauschis. Dar ați văzut că Arlauschis a venit, era turist. E turist. Păi, cam așa văd lucrurile în ceea ce privește primul 11. Acum să vedem. Sincer, la ce atacanți ai, deci nu ai vârf acolo, vârf ca lumea. Deci Pușca așa l-a mișcat bine până l-am urmărit în Liga a doua engleză. De fapt, Championship, cum spun ei. S-a mișcat bine, dar are și partide în care, eu știu, e anonim, așa, e absent din joc. Nu joacă super spectaculos, dar este foarte puternic. L-am văzut, l-am urmărit în câteva partide. Rezerva Cheșeru, care ar putea să și intre în cazul în care avem nevoie de marcaj și avem nevoie de doi atacanți. Cheșeru poate să vină lângă el și să facă o formulă cu doi atacanți. Este destul de versatil, nu este un vârf ăsta de careu așa clasic, dar este un atacant care e în formă și el. Dă goluri prin Bulgaria acolo și are experiență, ce să mai zic. Cam asta e. Nu știu ce s-ar mai fi putut selecționa, pentru că, sincer, și echipa de tinere, dacă vă uitați la ea, e cam șubrezită, nu mai e echipa de anul trecut. Cam asta trebuie să înțelegem. E... Echipa de tineret, cred că o să piardă cu Olanda, că nu au cum să emită pretenții cu, am văzut ce trup au. E mult slăbită echipa și ne-au avertizat unii să nu avem prea așteptări prea mari. În fine, nici nu sunt super slabi, dar față de ce am avut anul trecut, să spunem, ăștia au făcut acum o grămadă de jucători, au făcut pasul către echipa mare și cam o să se simtă. În plus, antrenorul este mutu, nu știu ce să spun. Nu vreau să... Nu l-am mai văzut pe Adi Mutu ce a mai făcut în ultima perioadă el ca antrenor. Așa o să vedem la Național acum, în campania asta, cam cum se descurcă și o să ne pronunțăm și asupra lui. E tânăr, are timp să crească, nu se grăbește. Am văzut cu ea metodic așa bândelete, dar e și în echipa contra Rădoi ăștia, șmecherași ăștia care fac selecția pentru Cutărescu. Pune-mă și pe mine că îți chem jucătorii tăi și fac și trec. Cam asta e, așa merge în România, domnule, dacă vrei să fii selecționer. Nu avem cum să ne gândim cu un selecționer ca Rădoi, cu un președinte ca Burleanu. Hai să fim serioși, gândiți-vă și voi. Na, nu vreau ca să intru polemici cu nimeni, dar e strigător la cer să fie alegeri și să concureze Lupescu cu Lupescu sau Cică Popescu, chiar să spunem, și sau Hagi. Nu-i pui pe ăștia, nu pui unul din ei și îl pui pe nica nimeni pe ăla, pe Burleanu. Căci că-i priceput, ăla face drept. Ce dracu a făcut că ne-a mâncat ficatul cu ăla, cu neamțul ăla care trăgea liniuțe și după aia cu contra și acum cu Rădoi.
nu ne mai calificăm la niciun turneu, suntem vai de capul nostru și în plus ați văzut ce face Liga 1, cu îi obligă pe ăștia să joace cu niciun de jucători, vreau niște să fac, ați văzut, foarte mulți spuneau, da, băi, că nu știu ce, așa e, foarte bine să nu știu ce, și la la la. Dar ați observat că pe lângă președinții de club care au criticat această regulă, au apărut și cei de la Ligă, care au spus clar că nu poți să faci dictatură tu și să îi dictezi tu la unul care pe banii lui vrea să își păseze echipa în prima ligă și spui tu să joace cu juniorii. N-ai cum. Hai să fim serioși. Echipele mari ar trebui să fie, care își cumpără jucători de ăștia tineri de perspectivă și asta, ar trebui să fie interesate ca să-i joace și să ia bani pe ei, dar asta e altă ciorbă de pește. Iar echipele mici ar putea să fie interesate de jucători de cea mai bătrâni și mai ieftinuți, cu experiență, să se mențină în prima ligă sau să se lupte acolo cu șanse reale pentru calificare în play-off sau știu ceva. Dar trebuie să înțelegem că regula asta e degeaba, o regulă care a plafonat tinerii, nici de cum nu i-a pregătit, pentru că impresarii le-au spus, au vorbit cu ei, băi, stai acolo, vorbesc eu cu antrenorii, că a zis și la Dinamo, de exemplu, se trage de anumit jucători, dacă ați observat. De exemplu, Eggman merită să joace, nu mai joacă Ricci, că e al lui Giovanni și că e prieten cu nu știu care și că Jerry Gannett îți facă echipa cum zice Giovanni. O să vedem acum cum se face echipa cu Mulțescu, că ați văzut, deja au zburat din schemă niște jucători de pe acolo care erau obișnuiți să joace titulari și acum ați văzut că nu mai sunt, nu mai apar pe acolo. Și o să ne edificăm aici despre tinerii care merită să joace la Dinamo și tot felul de lucruri. Problema e că noi nu avem, la națională nu avem, e un singur selecționat, Eșanu, Ricci pe lista de rezervă, am înțeles, la Under 21, parcă așa am înțeles. Îl bagă în seamă și pe el acolo, că e al lui Giovanni, vă dați seama, că mutuie și el din gașca lui băieții ăștia, ce să fac, i-a mâncat alții ani. L-au scos în fotbalul mare, la nu știu ce, el nu uită, e acolo. Și el știe cum se fac manevrele, a discutat cu ăștia, știe care-i treaba. Vrei să stai, uite, stai la națională, e selecționer, îți faci un nume, te ridici puțin și după aia, pac, vii de la națională, găsești un contract bun la o echipă și așa, poate ai șansă să faci ceva, dar să prinzi un contract în Spania, bă, Italia, bă, dar trebuie să înveți să-ți faci lecțiile, cum s-ar zice. Când ești tânăr, trebuie să studiezi bine de tot problema. Că ai de învățat multe, nu numai fotbal sau asta, ai de învățat, ai de învățat psihologie, psihopedagogie, e greu, e greu tare, trebuie să fii un sfântat ale fiile. Doamne, cam asta este. Despre adversarii noștri nu știm prea mare lucru, dar mie mi se pare echipă de bătut. Deși, dacă ne uităm pe rezultatele anterioare și asta, va fute cu ei, nu prea mi-am bătut parte de două ori și dar s-au jucat niște partide de mult. Iar ultima partidă care am jucat-o cu 2015 sau nu mai știu, 2016, am mâncat bătaie la București, ne-am bătut. Nu știu cine era selecționer atunci, nu am uitat, dar știu că ne-au bătut ăștia la București. Ăștia l-au pe Goran Pande, Vâla, nu știu ce, sunt niște jucători interesanți. Sunt câțiva din Spania, din Italia. Nu sună rău deloc ce au ei pe acolo, dar nu sunt nici de speriat. Adică dacă nu-i bați pe ăștia, ce să mai ai pretenții să mai joci cu Germania sau... Și am citit una bună acum până Gazeta Stănici că Rădoi vrea să odihnească din jucători pentru el se gândește deja la partida cu Germania. Băi, frățicu, la aia pune-i cruce, mă. Aici se vede cât de bine, nu știu dacă e reală pe știrea și o să o dignească asta. Eu aș băga cea mai bună echipă, acum să-i bat pe ăștia, că cu Germania nu știu ce aș mai putea să fac. Cu Germania doar să mă rog să nu iau prea multe și să mă închid acolo. E clar că locul întâi a contat de Germania. Nu putem să ne batem, nici măcar nu putem să-mi punem pericol sau presiune pe ei, e clar. Ăștia tot divaghează, că stai bă, că și nu știu când, în 2000, nu știu cât, că când i-a bătut cu 5-1. Băi, lăsați-mă pe altul. Ce naiba, hai să nu fim penibili. Și atunci am bătut ca indiscutabil, pentru că nemții se știe, sunt niște mari amatori în pariuri. Mă uitam odată, țin minte, în campionatul german, juca Bayern München cu echipă Arminia Bielefeld sau ceva.
Ăia nu au o căruță de golul, erau vai de capul lor. Pac! Când munșul l-a scos, zic, ia să mă câte. Pac, îi conducea ăia. I-a condus ea cu 2-0, parcă. 2-0. După aia i-a mai dat încă un gol. Egalase Bayernul și i-a mai dat aia încă un gol. I-a egalat Bayern și s-a terminat 3-3. Ca la teatru, așa. Egalase Bayernul cu 20 și ceva de minute. Le-a dat, cred că, le-a dat 2 sau 3 goluri. Da, nu, a fost 3-1, ceva de genul. Au redus Bayern din diferență 2-1 după pauză. Da, exact așa a fost. Un circ de ăsta. Circ cu buși. A dat 2-1, părea că revine Bayern, nu era pe ei acolo. Pac, le trebuie să iau o bobă la prima fază pe poartă, la dată iau o bobă, 3-1. După aia Bayern în 5 minute a egalat. Le-a dat Lewandowski un gol, nu știu ce mai marcat. Sané, ăla, parcă, nu știu, e un jucător interesant care... Nu știu, sau Coma, nu știu, e un jucător de ăsta interesant, un negru care are viteză mare. Foarte bun. E, și... Nemții sunt recunoscuți, doar așa să ne rugăm, să facă vreo boacănă cu noi, să facă la mișto. Că și atunci cu 5-1 am la fel, vă zic eu, că era meci amical. Îți dai seama, n-a avea nicio importanță. Se joacă mult la pariuri, domnule, foarte multe surprize de-astea se întâmplă datorită faptului că se dorește. Înțelegeți? Cam fotbalul nu are legătură cu întâmplarea, pentru că sunt jucători de mare valoare la echipele astea și ea joacă la orice oră din zi și din noapte, îi trezește. Ea nu poate să aibă zile proaste. Asta sunt doar credulii poate să pună botul așa ceva, vă dați seama că nu există. Să pleci după fentă și să crezi că nu știu, echipă ia bătaie, cum a pierdut Juventus cu Benevento și nu știu ce, în fine. Se poate discuta foarte mult pe acest subiect, pe subiectul ăsta cu pariurile, dar noi să ne rugăm să-i batem pe ăștia, nici de cum să nu să menajăm jucători pentru Germania, că nu avem nicio șansă. Noi trebuie să ne concentrăm la celelalte partide. Asta cu Germania, încă mi-aș odihni jucătorii meci cu Germania. Eu așa aș face, sincer, acum trebuie să fii și puțin logic așa și cu voi. Nu cred totuși că Rădoi va fi așa de cușter ca să țină el pe să odihnească jucători sau nu știu ce, dar e foarte posibil să găsească niște scuze pentru a-i băga pe unii care trebuie să joace, înțelegeți? Cam așa e treaba. Dar vom vedea, despre acest lucru ne vom lămuri. Consider că dacă joacă cu sistemul ăla cu trei fundași, e deranj și cu ăștia. E un sistem păcătos, l-am văzut și la Dinamo, l-a folosit Mulțescu, nu a fost ok, nu e ok. Să ai jucători fundași central de anvergură acolo și e problemă pentru că trebuie să ai mai mulți fundași centrali în lot odată și ăștia trei care joacă tot, joacă meci de meci, apelezi la trei, vă dați seama, la trei fundași centrali, trebuie să ai coeziune între ei, să fie foarte rutinați, să fie omogeni, pentru că asta e cea mare problemă, foarte mulți cred că bage și fundașii, îi lipă Sergio Ramos și Bonțu care și bagi și joacă împreună, nu au nicio treabă. Nu e chiar așa de simplu. Nu e chiar așa de simplu că ați văzut, de exemplu, vă dau un exemplu foarte locvent, Liverpool. În momentul în care a căzut Van Dijk și e mai căzut încă unul, a avut ei un grec sau nu știu, care a venit și l-a schimbat pe ăsta sau nu știu, au cumpărat ei un jucător și s-a accidentat și ăla. E, când au avut chestia asta, n-am mai putut să mai adus ei ceva, că doar au bani gârlă. Dar nu are timp, orice ar aduce, nu are timp să se rodeze cu fundașii laterali. Vă dați seama, sunt niște relații de joc acolo, mai ales în defensivă, e foarte complex, nu e așa? Mai ușor intră un jucător de atac, de profil de atac, îl bagi în echipă și joacă. Dar de regulă, știți, era o vorbă printre antrenorii bătrâni, Calagian, oameni bătrâni care aveau experiență. E bine sau era bine echipa care avea șanse mari la campionat era echipa care nu schimba fundașii centrali. Dacă umblai la axul central, gata. Ai umblat la axul central, da, ți-ai ratat începutul de campionat, deci automat tu nu mai ai șanse să câștigi sau ceva. Pentru că o să ai sincope, o să ai meciuri fluctuante și nu ai timp când să mai revii. Pierzi un tempo și echipa care se duce star lansat nu mai poate fi ajunsă. Înțelegeți că asta e treaba.
echipele care puneau probleme și care erau tot timpul, știau, începeau bine campionatul și chiar și câștigau la un moment dat, erau echipele care își păstrau axul central, adică axul central, fundașii centrali și închizătorii. Tot ce înseamnă axul central. E, dacă păstrezi de la un campionat la altul, ai niște oameni de valoare, într-adevăr, și păstrezi, ții în aceeași formulă și joci 2 ani de zile, vă spun eu că o să te comporți mai bine decât alții care au jucători mai valoroși, dar nu au jucat împreună și ești mult mai avantajat. Țin minte, pe vremuri era și chiar și un caz, aia de la Oțelul, când au jucat, aveau o echipă incredibil de bună. Tot așa, erau jucători bătrâni cu experiență care au fost ținuți la echipă, cred că au jucat 5-6 ani împreună și nu erau cine știe ce mari talente sau astea. Dar erau rutinați, erau, jucau împreună, se simțeau, se cunoșteau, cam asta e treaba. Și dacă ați văzut și în Liga 1, cam asta este boala numărul 1. Nu există omogenitate, pentru că se schimbă tot timpul. Sistemele, se schimbă jucătorii, se aduc jucători noi, se încearcă, pentru că ce se întâmplă? Echipele supraviețuiesc din vânzarea de jucători și toți încearcă să se dea buful, să-l aducă pe ăla, să facă nu știu ce. Cam asta e problema. Se pescuiește, cum s-ar zice, știți? Dai ca la pește, să vezi dacă prinzi ceva. Cam asta e cu transferul la, eu știu, tinerii ăștia, jucători sau, eu știu, încercările astea de a vinde. Și de aici pleacă și chestia asta, că nu-ți păstrezi. N-ai răbdare cu antrenorii, n-ai răbdare cu jucătorii. Dacă ți-ai găsit un antrenor cum e Mircea Reni și asta, cum l-a avut, îl are Viitorul, l-a avut Iași sau cine mai fost acolo, lasă. Ai început un proiect, nu fii tu și îl schimbi tu pe ăla că nu a jucat nu știu care, că ți-a venit ție în cap că n-a avut rezultate, că nu și-a făcut. Îl lași, ai încredere în el, îl lași acolo, că e profesionist și îl face treabă. Nu poate să facă treabă așa, bate din palme și gata, ți-a făcut echipa. O echipă se muncește la ea, se face, se joacă împreună. Chiar și țin minte și echipa aia din 2000 care am avut-o noi, dacă țineți minte, la fel, s-a făcut în 2-3 ani de suferință. S-a făcut echipa aia, s-a ținut de tineri aia acolo, s-a tras de ei, s-a apelat la ei. Am fost îngăduitor cu ei pentru că era situația de așa natură încât nu aveai cu ce să cumperi altceva sau asta. Și ați văzut că în 2000 cu un jucător, doi bătrâni acolo, s-a luat campionat și cupa, event. Plus tăvălirea Stănei, deci a fost un an de excepție, un an frumos și țin minte meciurile alea cu FCSB-ul, niște meciuri de colecție. În fine, să nu sar din la câmpuț, v-am zis, în legătură cu Naționala, cam asta e. Principala problemă o constituie lipsa unui antrenor de valoare și v-am spus, este stigător la cer să apelez la un Rădoi, să fie Rădoi pe Banca Naționalei României, care într-adevăr a fost un fotbalist foarte bun, dar nu... Trebuie să înțelegem că nu are stofă de antrenor și e tânăr, foarte tânăr. La Națională trebuie să te recomande ceva, să vii, să faci furor la o echipă de club sau ceva și să facă efort federația să te posteze, să te pună acolo ca selecționer, vă dați seama, să ai o experiență mare. Și încă o chestie la Națională e extrem de diferit pentru că tu trebuie să ai un program foarte bine stabilit, jucătorii vin de la echipele de club. Unii îți vin obosiți, trebuie să ții cont de foarte multe lucruri, trebuie să fii foarte cerebral și organizat. Ceea ce nu cred că e cazul cu Rădoi, pentru că el nu era așa de un jucător atât de inteligent. Dom'le, cam asta e, trebuie să aibă și experiență, trebuie să fie și inteligent, să fie și vulpoi, să știe cum să gestioneze și discuțiile astea cu impresarii ăștia, că se supără ăștia și ia jucările și pleacă, dar problema e că în felul următor, cum e în România pe toate domeniile. Cineva trage tare și te pune pe un lucru, te ajută. Știi, băi, am nevoie, în România e vorba aia. Băi, nu știi mă pe cineva acolo, că uite, mă duc să mă angajez, vreau să mă angajez nu știu unde, acolo. Și pac, găsești pe cineva în interior și te ajută și intri acolo, să spunem. Și intri pe un loc de comandă, să presupunem, da? Pe un loc bun, călduț, care...
automat vei fi subordonat celui care te-a angajat acolo sau, eu știu, cei care au tras fore, pentru că ăia care te-au pus te și poți bura la loc. Înțelegeți? Și tu să pun mâna în continuare, și așa se întâmplă în România, în toate sectoarele. Și atunci și la națională putem spune la fel. Toți care au venit acolo au fost cei care au îngenunchiat și au zis, da, facem așa, facem așa. Lor li se spune, vă spun eu, nu face Rădoi nicio convocare. Li se spune clar, băi, uite, finule, îl vreau pe ăla, pe ăla, pe ăla și pe ăla, băi, nașule, nu pot să-l iau, uite. L-am văzut la tineret pe ăla, pe Oaidă. La Under 21. Hai, doamne, ce dracu, hai să fim serioși. Oaidă. La Under 21. Chiar nu mai sunt mijlocași de tineret, nu mai sunt tineri jucători, era Oaidă. Voi dați-mi minte că a avut o ocazie cu Dinamo când a jucat cu noi și a dat una pântii bune. Vai de capul lui, e un jucător de ăsta, de muzică ușoară și ăsta. Nu e cine știe ce, deci nu are ce, sunt câțiva jucători care n-au ce căuta la Națională. La Națională când vii să fii tătic, să fii meseriaș, să vă dați seama. Nu, sunt niște selecții care sunt foarte dubioase și la tineret și la echipa mare. Cam asta ar fi concluziile mele referitoare la meciul pe care vom disputa cu Macedonia de Nord. O titulatură nouă. Sunt foarte multe țări de astea așa care au apărut acum în țară. Dar Macedonia e Macedonia, asta e. Trebuie să ne vedem că să ne gândim că au jucători cu sânge de ăsta sau sunt jucători care au fost în școala aia de fotbal iugoslavă, cam așa, și mai mult ca sigur că au așa niște caracteristici ale sârbilor, au caracteristici ale croaților și atunci sunt destul de periculoși. Ei vin din zona aia de acolo și vă dați seama, sunt au o școală de fotbal, o anumită cultură. Și sincer, ăștia au cam tras-o nouă tot timpul zona aia de acolo. Noi, în afară de aia de... era firma Macedonia înainte, cred că ăștia sunt Macedonia de Nord acum, așa. Păi ăștia i-au mai bătut și noi, i-au mai bătut, țin minte, de vreo două ori am bătut noi și odată ne-a bătut ei. În trei partide din... Dar pe sârbi și pe croați n-am reușit să le pune probleme, ne-au bătut pe unde ne-au prins, de ne-au zvântat. La sârbi ce am mai făcut, mi se pare un egal, un rezultat de egalitate sau un 2-2, un 0-0, nu știu, am făcut niște egaluri cu ei. Dar... Dacă doreau sârbii, era până în Liga asta națiunilor, competiția asta de meciuri amicale. Eu spun că trebuie să fim atenți la acest meci și ați văzut, nu întâmplător, cota la pariuri e destul de mare pe România. Deci 1.80 la un meci acasă, jucat pe teren propriu. Totuși trebuie să înțelegem că nu sunt o națională chiar mai slabă decât a Irlandei de Nord. Ca și rezultate, ca și, eu știu, formă în ultimii ani, o echipă cam de talia lui Irlanda de Nord. Și cu Irlanda de Nord când jucai aveai cotă de 1.40, 1.50, ceva de genul și acum ai 1.80, îți dă ăștia 1.80, înseamnă că nu e încredere acolo. Și când spunem că nu e încredere, practic se uită bookmakerii, se uită la rezultatele din campania trecută, rezultatele din Liga Națiunilor și... Acolo ne-am cam făcut de căcat, sincer, și acum e de așteptat ca să fie la fel. Dar s-a întâmplat ceva acum la acest traseu așa de calificare, la această campanie de calificare. Au făcut pasul înainte jucătorii de la Under 21 care au bătut Anglia și au mai făcut acolo furori, au avut niște performanțe, au mers la un turneu final. Și care sunt într-adevăr destul de valoroși, dar trebuie să cearnă printre ei, să fie un antrenor de valoare care să îi vadă, să discute cu ei, să-i pregătească cum trebuie. Pentru că la Național nu mai este să-i pregătești fizic, la Național îi pregătești din punct de vedere tactic și pregătești meciul pe domeniul ăsta, pe tactic, pe așezare în teren, pe presiune, pe jucători, puncte slabe adversarului și așa mai departe. Asta e, trebuie să pui altceva după chestia asta, că nu ai cum să-i mai pregătești tu fizic. Acum... Cum îți vin pregătiți și de aia este de preferat ca să ai jucători care joacă titulari meci de meci, pentru că ei sunt în vână și îți pot aduce un plus, clar. Dacă îl joci pe unul care joacă rezervă și îl aduci acolo, s-ar putea să ai probleme de tot, pentru că rezistă 10 minute, 20 de minute, corpul e învățat la efort mai puțin. Și atunci sunt probleme cu pregătirea fizică și cu, intensitatea de joc, forța de a putea duce 90 de minute. Dragii mei, cam atât.
Așteptăm meciul, chiar sunt foarte curios ce se va întâmpla, ca și pronostic, ca și eu cred că totuși îi batem pe Macedonia de Nord, eu așa zic, așa cred. Ca scor așa zic un 2-1 sau un 2-0. Dar dacă prindem o zi minunată așa și o zi bună și selecția se face corect și echipa o face ca la carte, să termine cu ea trei fundași și cu nu știu ce, eu spun că putem să-i batem și urât, putem să-i batem și la scor, dar aici depinde totul de cum va face primul 11, Rădoi. Că nu pot să mă gândesc la, eu știu, faze lucrate, eu știu, aspecte tactice din partea lui, clar, acolo bagă jucătorii și asta e, dă-le drumul să joace. Ăștia sunt antrenorii, domnule, n-ai cum să-l pui pe Rădoi când îi iei pe Lucești pe amândoi, când îl ai pe Olăroiu, când îl ai pe Dan Petrescu, când îl ai chiar și pe Rednic la dispoziție. Deci ai o grămadă de antrenori de ăștia rutinați, experimentați, meseriași și cu, eu știu, pretenții la ei, chiar și un Șumudică puteai să-l bagi la națională și îl bagi pe Rădoi. Deci hai să fim serioși. Ăștia sunt antrenorii de top care ar fi putut să fie selecționeri, dar în primul rând trebuia să bagi mâna în buzunar, pentru că ăștia nu jucau pe 2 lei. Nici Rădoi nu joacă pe 2 lei, are un salariu extrem de mare. Se pare că are undeva la 20 și ceva de mii, 30, aici. Vă dați seama, un salariu destul de bun, dar e greu să-l aduci pe un Olăroiu. Poate pe Dan Petrescu puteai să-l aduci și era chiar bun, era meseriaș pentru național. Să bea un antrenor, dar știi de ce nu se dorește aducerea antrenorului? Pentru că nu poți să le dictezi. Dacă aduci un om competent pe locul lui, n-ai cum să-i spui tu, băi, fă așa, fă așa, că ăla zice, ia, pleacă-mă de aici. Că nu fac eu ce zici tu. Tu ia lecții de la mine, ia notițe, stai jos și vezi cum fac eu. Înțelegi? Nu spui tu mie ce să fac. Ăștia sunt oamenii cu personalitate și oamenii care stăpânesc anumite domenii. Dar din ce în ce mai rari în România. Dragii mei, cam atât. Sperăm victorie. Chiar vreau să văd o victorie frumoasă, dar ce-mi dorești cel mai mult ca Dinamo să renască și să vedem câți mai mulți jucători acolo. Deci eu îl văd pe Sorescu cu șanse reale de a prinde un loc pe postul de fundaș de alta, dacă va veni un antrenor ca lumea și va face selecția corectă în primul rând și în al doilea rând dacă el va reuși să se impună și va lăsa dracu pariurile astea și va juca și el fotbal. Mai constant. Asta este, vom vedea. Fiecare are soarta scrisă și merge pe drumul lui. Vom vedea ce se va întâmpla. Sperăm într-o victorie a tricolorilor și vă mulțumesc că m-ați urmărit în acest material. Sper să vă placă acest gen de materiale și dacă o să văd un feedback pozitiv din partea voastră, o să mai revin. Deocamdată am făcut acest material pentru că mi-au cerut câțiva prieteni. Mi-au spus, băi Robert, te rog frumos, zici ceva de național acolo, că ne interesează părerea ta. În situația asta fac un material pentru cei care mă urmăresc și poate este util, poate ajută, chiar și pe unii care vor să joace la pariuri. Nu știu, mi se pare un meci destul de riscanțel, depinde aici ce date vom avea despre primul 11, cum se va alcătui primul 11, este foarte important. Dacă joacă jucătorii care trebuie acolo și sistemul este ales un sistem corect, fără să te complici, să joci cu un 4 cu fundași, doi fundași centrali, doi laterali și nu te complici, închizători, unul sau doi sau așa și joci clasic, nu vei avea probleme cu jucătorii care ai. Eu spun că ai potențial, dar sunt câțiva care sunt selecționați în plus acolo, sunt degeaba și ei o să joace, înțelegeți? Și atunci te încurcă. Cam atât, dragii mei, doar din Dinamo București este noastră, Forța România, sperăm să prindem locul 2. Atâta ne putem dori. Numai bine!